Conflict la Mănăstirea Țigănești din raionul Strășeni. Călugării îl acuză pe ex-deputatul Gheorghe Străisteanu că vrea să pună mâna pe proprietățile Lăcașului Sfânt. Spun că sunt amenințați cu moarte și chiar bătuți crunt. Străisteanu se apără și afirmă că, de fapt, el este cel păgubit, pentru că preoții l-ar fi deposedat de terenuri. Că el iar din nou vrea să facă aceleași discoteci, aceleași plajă, veneau câte 300 de mașini, femei goale. Ne-au bătut doba la învierea și să cânta prin vreo bisericii învierea ta Hristoasă Dumnezeule, de-l bătea doba așa un acordeon. Ai creștin? Cu început a pălit cu unii mine, ne-am pierdut cunoștința, că o împușcat și în cap, și în gâștele ne-l împușca, și chiar asupra noastră. A intrat, știți, așa cu niște cuvinte strașne și că dacă îmi mă amestec în chestiile lor, ar să mă răstignească pe crucea din cimitir, dar pe părintele stareț a să-l deie ca primancă la pește. Călugării spun că această situație durează de ani buni. Povestesc că în 1996, fostul stareț i-a propus lui Gheorghe Străisteanu să fie printre ctitorii mănăstirii și i-a dat o parte din proprietățile mănăstirii în arendă. Peste 3 ani însă, Străisteanu ar fi pus mâna pe terenuri falsificând actele pe ascuns, în complicitate cu primarul de atunci al localității. A construit în imediată apropiere mănăstirii discoteci și plaje unde lumea venea să se odihnească prea lejer îmbrăcată, spun călugării. Mai târziu, s-ar fi iscat un conflict între primar și Străisteanu, în urma căruia terenurile au revenit în proprietatea primăriei, iar mănăstirea le-a recâștigat la licitație. Fostul deputat a mers în judecată. El a câștigat ceva la Curtea Supremă de Justiție, noi nu știm anume, și a venit cu un executor judecătoresc la fața locului și a făcut un act de constatare. Noi avem documente care într-adevăr arată că mănăstirea este proprietară pământului. Între timp, fostul deputat continuă să amenajeze teritoriul pentru că, spune el, are câștig de cauză în mai multe dosare, atât la Curtea Supremă de Justiție, cât și la CEDO. Străisteanu afirmă că atunci când a arendat terenurile, acestea erau în mleașcină, într-o stare jalnică. Abia după ce a investit, a construit lacul și a amenajat zona, călugării ar fi început să pretindă la proprietate. Noi avem acum 5 cazuri câștigate la CEDO, 32 în Republica Moldova și mai sunt pe rol încă vreo 70 de cazuri, care reies toate din acțiunile ilegale care au fost comise de către călugări. Aici, pur și simplu, starețul mănăstirii este un om cu antecedente penale. Dintre dânsii, majoritatea, toți sunt condamnați anterior, poartă arme, sunt foarte periculoși. Conflictul dintre călugări și fostul deputat nu este o noutate pentru oamenii legii. Au fost diferite cazuri de diferit gen. Bătăi, înjureri și alte acțiuni violente. Actualul primar din Țigănești declară că, în prezent, terenurile sunt în proprietatea mănăstirii. Aceste pământuri, devenind și fiind a proprietății, proprietatea administrației publice locale, au fost în 2009 vândute și date în arendă de mănăstiri prin licitație. La moment, proprietar cu drepturi înregistrate este mănăstirea.